Bună ziua, Sorin Costanescu sunt, de la București, din România, mă bucur să vă cunosc. Am cerare, cu stimă și respect, confraților noștri. Mulțumim frumos. Bună ziua. Bună ziua. Suntem bucuroși că suntem aici la dumneavoastră. Mersi, bine ați venit. Cristina este ghida noastră care m-a plimbat prin toată Republica Moldova. Bună ziua, Mihaela Jicol, îmi pare bine să vă cunosc. Mi-a ales avocat din București să fiți și e soția prietenului meu. Bună ziua. Stimă și respect. Și prietenul meu, Ștefan Jicol, Ștefan, care de jumătate este din Basarabia. Tatălui e de aici, din Basarabia, dar e în România, e născut în România. Să și fiți sănătoși, bine ați venit. Bine v-am găsit. Da. Stimă și respect încă o dată. V-am adus un whisky bun și pentru doamna o... O trebuie să vă deranjați. Nu ne-am deranjat, ne face plăcere. Da. O farfurie de ceramică românească, autentică. A să o transmiteți doamnei baronese. Da. Acum. Hai, vă rog. Vă rog, poftiți. Urmați-mă. Acolo ați încuiat, totul bine? Am văzut pe YouTube, a făcut o fată din România, Carmen Avram, un reportaj cu dumneavoastră și am văzut mașinile. Da. Și m-a impresionat faptul că a spus că amintirile nu se vând. Am rămas așa cu o impresie foarte, păi, foarte plăcută. Știți, epoca de aur a socialismului dezvoltat, atunci era pe vremuri sovietici. Ați trăit și voi în România? Da, am trăit, sigur. Dar, mă scuzați, se schimbă tot, uneori și femeia se schimbă. adică și nevasta se schimbă. Da. N-ai cif. Asta este mașina lui Andropov, așa, și asta... Am cumpărat-o de la Ialta. De la Ialta? De la Ialta, de acolo, din Crimeea. Așa, pe vremuri când se destrăma Uniunea Sovietică. Iuri Andropov. Da. Cel care i-a urmat lui Brejnev la conducere. Păi, nu, Cernenko și apoi Andropov. Da. Așa, corect, așa da, este, da. Cernenko. Nu uităm epoca de aur. Normal. Și tot ce vedeți aici, clădirile, construcțiile... Au fost făcute pe vremea aia, nu? Pe vremea aceea. Cea mai bună, cea mai dulce, cea mai... Amintiri și nu alta. Deci asta. Pentru noi a fost mai bine atunci decât acum, nu? Păi dacă eu pe lună câștigam undeva... 100, 130, 200, 250 de mii de ruble sovietice și... Cât era salariul atunci pe vremea? Un dolar costa 0,46 de copeici. Mamă! Înțelegi? Da. Adică 2 dolari aproape și ceva pe o rublă rusească. Păi era... Jumătate de milion de dolari pe lună câștigați. Păi... Da, dar și produceam și lucram zi cu noapte. Ce făceați? Lingerii. Lingerii, nu? Da. Am lucrat foarte mult cu toată România, aproape cu toate zonele din România. Uh-huh, uh-huh. Acolo unde erau chestii de bumbac, de artizanat. Deci... Am înțeles. Asta e. Vă rog. Aveți o grămadă de mașini aici în curte. Avem și verișori, au lăsat și au plecat în Rusia. Pe vremea comuniștilor în România cine avea Lada era foarte, ori era membru de partid, ori avea relații, ori nu se dădea Lada oricum cu așa la toată lumea. Mașini foarte bune, foarte fiabile și rezistente la drumuri rezistente rele. La orice. Și la rezistente și la probleme climaterice, peste tot erau. Deci, iată aici, avem, știți așa, nu, toamna asta n-am finizat-o până la urmă, caii ăștia erau înaintea la casă. Aha. Da, înaintea la casă, doi cai. La intrarea în casă, da, nu? La intrarea în casă și cine venea, toți oaspeții se fotografiau,
făceau poze și de una n-am finizat, n-am vopsit-o, că mă rog, și le-am dat așa la dos ca să nu le ploaie. Aha, da, să nu vine iarna și dacă zăpadă sau ceva să nu distrugă vopseaua. Cu caii din piața San Marco din Veneția, care au fost aduși de la Constantinopole de către cruciați. Ștefan e foarte pasionat de istorie, știe foarte bine istorie și... Sunt chiar deasupra Palatului Dogilor din San Marco, din piața San Marco, doi cai, care s-a dus din Constantinopole, i-au luat cruciații cu mult timp înainte. Deci asta, 1000 și ceva... Pe la anul 1050 au luat din Constantinopole la San Marco, în Veneția, și acum se pot vedea în piața San Marco, chiar pe frontispiciul Palatului Dogilor. Păi, istoria este istoria. Este nu cu o părticică din viața noastră, dar și viitorul vieții noastre. Că fără de din urmare nu este înainte viața. Corect. Asta e. Bine, atunci... Intrați în asta. Facem focul cu cărbuni și lemne. Ah. Dar știi de ce? Nu. Să nu fie pasionată soția. Cum să vic toată iarna cu gaz. Dar așa mai dă din coate. Să rămână, doamnă, să rămână. Saling. Să rămână. Asta e baronesa mea. Am văzut-o în filmul ăla care a făcut fata aia cu Carmen Avram cum frământa cozonaci și mi-a plăcut foarte mult. A fost, a fost. Și noi asta la fel, să ne dea Dumnezeu sănătate. Bine și venit. Bine v-am găsit. A intrat. Aveți din partea noastră un cadou, doamna. Poftiți. Vă rog să-l primiți din partea noastră. Mulțumim frumos. Adus tot din, așa, vă așteptăm. Adus din România. Oh, frații noștri. Da. Frații noștri de peste Prut. De peste Prut, exact, da. Da, da. Când au venit... au ajuns până în granița cu Moldova și Ucraina, soldații români. Așa? Și împreună cu cotropitorii fașiști. Spuneau așa. Bă, e mai departe, este mult până la Moscova. La Moscova. Istorie, istorie. A intrat. Mulțumim. Luați loc, vă rog. Unde vii? Unde ne spuneți să stăm? Aici. Doamnele, care e locul dumneavoastră? Unde mai molcoluț? Care e locul dumneavoastră? Să nu ne așezăm pe locul dumneavoastră. Aici e locul perfect nostru, dar dacă pentru oaspeți eu nu pot să-mi cedez. Nu, fiecare are locul în casă și eu am locul meu acasă și îmi place să stau... Mai întâlnesc că... Mă ajungi pe mine pe ăsta. Da-te rog... Aici. Gata. Perfect. Scaunul ăsta. Pune-l, te rugă. Nu pide că am suportul ăsta să pun... Și cum ați ajuns? Undeva. Poate să... Da, puneți-o, vă rog. Ții un pic, te rog. Am ajuns aseară în Soroca. Da? Ne-am încazat. Și ați înoptat aici? Da. Bă, păi cine ați venit, mă, să noptați la mine? Pe perne mari țigănești. Ei, nu v-ați spune. O trebuie să veniți pe la noi. Da. Luați loc. Poate doriți să spălați mânuțile, vă rog. Din apă caldă. Am venit de la hotel, am făcut dușă. Bine. Bine. Poftiți, luați loc. Tac, scaune sunt? Sigur. Ты по-русски понимаешь? Понимаю. Очень хорошо. Ты у них переводчик? Или друзья? Экскурсовод. А, экскурсовод. Это очень хорошо. C'est très bien, мадам.
Je avais un grand plaisir que reconnaisse de votre personne de ce jour de mon maison. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je donnerai le beaucoup santé, en première. J'ai beaucoup argent et le tout le bel le pays du monde. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Pour tout le monde. Так, Людоця, так, чини, донесли гудула, ти щось лінгу чай? Хайде, де. Цар? Є лоб. Біне, біне, доця, біне. Унде сунтець? Май ашазаться ваш аїч. Є ун чер скузи, ну де мул там, anul trecut am fost bolnav de COVID și mi-a afectat vederea, dacă simțiți așa. Și mi-a afectat vederea și nu de mult după operații. Deja, iată, mai am o lună de zile. Mi-au schimbat cristalul la ochi și mi-au introdus silicon. Da. Și de atâta așa. Ce spun medicul? Să revină operația? Da. Da. Mai am o... Mai am o lună, două de zile. Îmi pare rău. Păi, n-ai încotro. Asta, se le avie, cum zic. Se le avie. Și vorbești și engleză, da? Da. Puțin. Sau binișor. Binișor. I speak in several languages, no problem. Cafea, cafea. Ce mai este pe la voi, pe la... Haideți. Hai, ficuliță. Ești căsătorită? Da. Are și trei copii. Wow, să vă crească. Și toți îți botezați? Cum de-ați uitat de mine? Al patrulea, nu sunt probleme. Dar ești și cununată? Da. Bravo, bravo. Am crezut că mă iei pe mine de nanaș. Dar două nanașuri nu stric, așa? Așa. Câți fiini aveți? Am o grămadă. Am fără număr. Am și fii sănătoși, și ea, și copiilor, și, și dușmanilor. Așa e. Asta e. Știți cine nu are dușman? Săracul, prostul și bolnavul. Iar noi, dă Doamne, să avem cât mai mulți. Da. Confii mai sănătoși, mai baftoși, și etc. Nu, nu. Puneți-le lor. Eu deja am sărit. Tac, am ceai bun. Dacă vreți cafea, nu sunt probleme. Cafea, prefer. Cafea, cafea. Cafeluță, dați. Văd că aveți pe Sfânta Matrona. Da, păi cum? Și eu am mare evlavie la Sfânta Matrona. Da. Ai fost la Moscova? Am fost, de mai multe ori, și la Sankt Petersburg am fost. Și la dânsa ai fost acolo? La nu, nu, că nu știam de atunci de Sfânta Matrona, când am fost la Moscova. Am fost de mult și după aia m-am apropiat mai tare de biserică și am început să cunosc sfinții și să... Dar atunci când am fost la Moscova, am fost cu afaceri, am stat două zile, am avut întâlnire de afaceri, n-am fost în pelerinaj. Și a fost foarte... Am vizitat obiectivele importante, Piața Roșie și ce vizitează turiștii. Moscova e Moscova. Da, da, da. E mama tuturor. Cum se zice? Asta e. Am văzut că și noi sunteți apropiat de biserică. Și am văzut că ați tradus Tatăl nostru în... Da, în limba română. În limba romane. Romani. 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 Mie îmi place foarte... Cum zic, este așa un accent când zic engleză. Romanian. Romanian. Da, Romanian. Hai, vă rog, serviți. Unde e cafeluța, Lida? Vreți să spunem Tatăl nostru în limba romanie până, numai decât, până servim cafeaua? Numai decât, numai decât. Cui mie? Da. Nu, nu, nu. O linguriță adică și atâta. Să fiu, Tatăl nostru, să fiu cu dumneavoastră, știți, solidar. Da. Trebuie să o dăm un pic mai așa. Opa, ușor, ușor, să nu vezi cafea. Așa e bine? Gata. Încă e bine. Gata. E bine. Nu sunt probleme. E regulă. Reglați-o cum doriți. Fără zahăr. Hei, ce? Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze, să Doamne ajute, cum se zice. Dade de vla, maro.
Kai sam pocerio pral pamendituja obaro. Te svinzol pe onavtiro, te aveli voia tiri, a te el imparatsia tiri, sarsili paipu, sarsili poceri ga de te aveli paipu. O manruli desescu amarescu, dele sa menga. Ha ierto le bezaha mari, sar ierto sa mi le bezaha virenga. Hanangara meni ispita, a durarea mi li haranestar. Ano anavli dadescu, leșaiescu, hai le Sfântul Duhoscu, gadeate avem. Amin. 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 Foarte frumos și deosebit, impresionant. Eu sunt, nu că mă laud, nu că fac pentru, cum se zice, pentru filmări, dar vă spun așa pe adevărat, că eu sunt primul de la Iisus Hristos rom care a tradus Tatăl nostru în limba României. Să vă fie de folos în cerul, să vă ajute Dumnezeu. Asemenea, asemenea. Luați, unde stați dumneavoastră? Stau lângă dumneavoastră, stau acolo lângă dumneavoastră. Aici, da. Aici. Am uitat cum îți spune. Sorin, Sorin. Sorin, da. Să te uite bolile și nevoile. La fel vă doresc și eu. Dar nu dușmancile. Soția prietenului meu. Da, am înțeles. Mihaela o cheamă. Mihaela. Și Ștefan. Ștefan. Să fiți sănătoși. Să fiți sănătoși. Mulțumim. Și copilașii și tot neamul. Mulțumim. Au doi copii, dar sunt plecați în Marea Britanie. Așa. În Anglia. Copiii mei sunt în România. Băiatul meu mare e preot. Wow. Da, preot ortodox. Luați-vă rog. Mulțumesc frumos. Asta e pentru dânsul și mie, nu? Nu, pentru dumneavoastră, nu vezi? Nu. Ah, ok, atunci e. Și iată așa. Ei, și cum ați ajuns? Ați trecut vama tot normal? Da, am venit cu avionul. 45 de minute de la București, foarte repede. Bravo, bine ați făcut, bine ați făcut. Știți, în avion, știți, când treceți controlul epidemiologic, e mai... Da. E mai strict, dar e mai repede. Ați venit. Și iată așa. Ce e acolo? Să facă să-ți iau o poză până asta. Aha. Păi, să facem. Gata. Poftiți, poftiți. Cine e următorul, puteți. Nu vă rușinați. Nu vă rușinați. Și tânărul, cum îi spune? Alex. Alex. Alex Aleșir. Sandric. El v-am văzut. Aha, te zvânil, da? Alex a mai fost la dumneavoastră, am înțeles, că cu el am vorbit să... Честно тебе говоря, я чуть-чуть вот... Когда ты был с немцами? Да, да. С австрийцами? Австрийцами, да. Да, понятно. Cum vedeți, ne descurcăm în toate limbile. Da, am văzut că știți foarte multe limbi. N-ai încotro. Cândva... Ați învățat așa de pasiune sau ați avut nevoie să știți mai multe? Să știți că întotdeauna toată viața mea mă perfecționez și mă auto-educ peste tot și vreau să fiu la curent cu toate. Sunt foarte curios și cândva am învățat și noi la Moscova. Cam cunoașteți treaba, da? Că am învățat la Moscova. Am înțeles că ați făcut Universitatea de Stat din Moscova, nu? Nu, da. Institutul Afacerilor Externe din Moscova. Foarte tare, super. Da. Felicitări. Primul rom care a făcut studii în această universitate, dar cu regret n-am finizat-o. N-am știut pentru ce ne pregăteau și eu am luat decizia Teatru Roman. Și v-ați dus spre partea artistică? Chipurile, dar trebuia că, nu, cine știe unde mă trimiteau. Română o cunosc, engleză o cunosc, franceză o cunosc, italiana nu-i departe. Da, da. Iidășul, farsiul și încă alte, multe alte limbi a tuturor republicilor socialiste din Uniunea Sovietică. Și armeană, și georgiană, și
azerbaijană, n-ai încotro. O grămadă. Păi, știți, când ai darul ăsta de la Dumnezeu să să știi limbile, asta e super. E o meserie practică, adică cu cât știi mai multe limbi străine, cu atât găsești mai ușor ceva de făcut și câștigi un ban. Știți, să mă ierte doamnele, este o vorbă veche. Cât e mai multe femei ai avut, cu atât ai mai bine sensul practic pentru viața ta și tine. Asta e. Și tot ce am acaparat, să știți că am învățat și învățătura asta am primit-o de la femei. Femeia învățătoare, femeia nevasta, mama și etc. Fără, n-ar fi femeile, n-am fi noi bărbații. Asta e. Văd că aveți o grămadă de medalii. De unde sau cu ce ocazie le-ați obținut? Deci, sau? Și asta trebuie să mă decoreze 2 ani în urmă cu Ordinul Republicii. Dar fiind faptul acela că eu n-am avut nicio distincție de stat, mi-au dat Ordinul de Onoare. Aha. Al doilea ordin în statul Republica Moldova. Am înțeles. Da. Și aia ăsta este Orehov, un gitarist rus, uh-huh, care a promovat cultura romilor. Așa. Și anul ăsta, pe 8 aprilie, a fost la mine Graholski, actorul ăsta care a jucat în Carmelita, uh-huh, și a fost Vania Bariev. Da. Suntem colegi în Iru, uh-huh, iată Iru, dacă vedeți. Da. Uh-huh. Iru. Am văzut, da. Iru. Da, e acolo, da. Iru. Și primul decor care a fost mi-a dat-o eparhia Moldovei. Uh-huh. Iată. Și ăsta este pentru bunătate și dreptate. Este un ordin a romilor din Federația Rusă, adică autonomia culturală a romilor din, uh-huh, Rusia. Nu faptul acela că e de aur, da, și cu diamant în mijloc, da, dar faptul acela că au apreciat meritul meu. Uh-huh, uh-huh. Și tot ce am făcut și a făcut familia noastră, pentru binele tuturor, nu numai romilor. Noi suntem și ortodoxi, noi suntem creștini, adică credința n-am schimbat-o nici pe penticostali, nici pe, Doamne mă iartă că nu le judec. Să creadă, când m-au întrebat cândva și au spus ce credeți despre credințele astea, eu am spus credințe sunt multe, iar Dumnezeu și dreptatea e una. Corect. Dreptatea în El. Foarte bine spus. Și lasă să creadă în ce vor, numai să fie de folos societății și a lumii întregi. Foarte corect gândit și așa este. N-ai încotro. N-ai încotro. Știi, când uneori nevasta îi spui, dă-mi te rog un ceai, servește-mă cu un ceai. Da, și ea cumva așa, nu prea blând îți spune pe masă, să știi că undeva ai călcat pe bec. E un semn, nu? Trebuie, da, să, deci, când primești semne, trebuie să ții cont de ele. Da. Liduțea, mami, Doțea, unde ești? Dacă nu ți-e greu, o cănuță și mie un picuț, că miroase foarte frumos. Da, și mi-aduce aminte de restaurantele în tinerețea mea. Unde v-ați petrecut tinerețea? Tot aici, la Soroca sau în altă parte? La Moscova? Soroca, Moscova. La Moscova, nu? Peste tot. Ați circulat mult? Pe tot întregul Uniunii Sovietice. Și vă spun drept, peste tot e frumos, dar e mai bine acasă. Acasă. Nicăieri nu-i ca acasă. Așa zic și eu. Acasă, iată, eu sunt președintele Fondației Internaționale
de binefacere, dezvoltarea culturii și renașterea națiunii, în numele baronului Mircea Cerari. Și am deschis filiale și în Los Angeles, și în Chicago, și în New York, și în Washington, și în, peste tot acolo, în Statele Unite. Dar știți, confrații noștri, adică basarabenii, mă întreabă, domnul baron, vă place aici? Super, super. Zic, totul e aranjat, totul e bine, e făcut, dar ai pus zahăr, mami? Nu. Da, o linguriță, doți. Și eu le-am spus. Și ați dori să trăiți aici? Dar e de 20, de 30 de ani am deja. Eu zic, să lucrez, da, dar să trăiesc în Moldova, acasă. Casa e casă. Moldova e Moldova, un par de vin, o mâncărică gustoasă. Acolo niște... Știți și oamenii cum? Sunt foarte, foarte primitori, ospitalieri, sufletiști, adică îți dau cu drag tot ce au și... Să știți că după caucazieni mergem noi al doilea. Noi. Uh-huh. Că nu toți la noi te invită în casă. Știți cum mai... Unul îi zgârâie brânza, altul n-am ce mânca. Știți cum? Ei, mă rog, diferite pături ale societății noastre. Dar Moldova este Moldova. Mai mare cinste cum avea moldovanul, n-avea nimeni. În Uniunea Sovietică. Oameni, o solnicină Moldova. Adică Moldova cu soare. Erau priviți... Erau priviți prin prisma cea mai, cea mai, cea mai. Sufletiși mari suntem. N-avem încotro. Da, mie îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Îmi plac oamenii și țara și locurile și gospodari foarte mult. Și am văzut și turismul s-a dezvoltat foarte mult. Și pensiuni de astea cu camere, cu tot felul de... Tac, eu am coniac. Dacă doriți, poftim. Nu sunt probleme. Un pic dacă doriți. Nu, e ok. Mulțumim frumos. Mulțumim. Nu? E prea dimineață. Bine. O să avem când. Ei bine. Vă zic, bine ați venit, Dumnezeu să vă ocrotească, să vă păzească. Mulțumim de frumos, toate afele. Cele rele. Și la anul și la mulți ani. Și bine, Doamne ajută, Doamne ajută să fim sănătoși. Asemenea. Că dacă e sănătate, restul ne descurcăm cu ele cu toate. Blincichi, cac pe rumânschi budi. Clătite? Clătite. Vă rog, serviți. Dacă doriți cu măr de dimineața să Liduța, da. Ai niște farfuriule? N-a fost, acum. N-a fost tot ce avem nevoie. Mulțumim. Mulțumim frumos. Noi am mâncat la hotel doar așa, da. Gustare la ceai, așa, da. Prea mult pentru noi, că suntem... Suntem bucuroși să fim aici și să stăm de vorbă și să ne povestiți. Eu sunt învățată să primesc câte 40 de oameni. Wow. Câte 50. Câte 100 am avut. Da? Da. Ați făcut conferință, congres aici, ce ați făcut? Nu, că în congres au venit frații. Știi care frații? Nu? Aha. Au venit frații. Ei, și... În armați. Ei foarte mult mă stimează și țin la mine. Da. În armat sau cum a zis doamna? Nu. În armat. Supenis, o dezdumătură, supenis. În astea gări vende. Aceea e paza. Paza au fost. Au venit cu bodyguards-i. Da, cu bodyguards-i, da. Au crezut că aici... Că e periculos, nu? Sau ce au crezut? Iată unde stai aici tu. Întotdeauna la mine e oaspete primit ambasadorul Statelor Unite. N-a fost numai ăsta care a fost ultimul, că a întârziat. Albu? Nu, acela negru. Dar restul care au fost acreditați în Republica Moldova, toți au fost la mine acasă și nu numai a Statelor Unite, și a Belgiei, și a Austriei, și a Germaniei. De una a fost ministrul de interne Austriei, cum îi spune, Cristian. A venit la mine acasă. Iată unde stai tu, pe scaunul ăsta. Aici au stat și el și
A venit cu o doamnă foarte frumoasă, interesantă, înaltă, știți, cu un păr galben, așa, știți. Uh-huh. Zic, Doamne, cine eu, în gândul meu, mă întreb pe mine, cine? Ei, și știți că, totuși, cum zic rușii, bivших не бывает, adică, cum se traduce? Nu există foști. Aha, nu există foști, adică. Da, din servicii nu mai ești niciodată, da, toată viața, adică până da, mori. Da, și adică ea a fost bodyguardul ei, lui. Bodyguardul lui. Ei au crezut că, dar totuși s-au interesat că dăună s-am fost la Ministerul de Externe și acolo am prieteni foarte mulți cu metri. Zic că au fost la mine. Da, ce? Ăsta, Cristian. Zic, da, Cristian. E un om foarte inteligent, prin intermediul, cum se zice, traducătoarei, că era și bodyguarda, și era și... Da, să vezi o femeie. Păi acei... o femeie superbă, deci special pregătită. Și... știi, contactez cu lumea, ai discuții, dar trebuie să înțelegi esența ce și cum. Relațiile interumane sunt foarte, foarte importante, da, și conexiunile, și fără astea nu putem face nimic. Slavă Domnului, nu că mă laud, dar puțină practică am și eu. Am acaparat-o pe parcursul vieții și activității mele în domeniul respectiv. Așa că ei, n-ai ce să faci. Eu în gândul meu să am eu așa o nevastă. Iar? Da. Din nou, certați cu doamna, da. Nu uitați cu doamna de față. El uită. Tot uită că e doamna de față. Da. Ia. Aha. Ușor, mai să mă mai. Și încă călduț, da? Călduț. Să fii tu sănătoasă și tot mereu să te, cum se zice, să te anin cu vorba. De doamne. Și eu să răspund. Da. Simpatic. S-a răspuns destoinic. S-a referit doar la bodyguard, domnul baron, nu s-a referit la altceva. Adică să aibă așa un bodyguard, să se simtă în siguranță. Vrea să vă simțiți în siguranță, nu? Da, eu apărat. Eu întotdeauna îi zic, uite, Lida. Dar când o luat să joace, e aici afară, un loc așa de frumos, extraordinar. Și o fustă lungă, albă, și-o luat și-o înduiet fusta și aici, colțul. Aha. Aici și hai. O ții minte, Lida? Ia că de fustă da. Nu țin minte, de picioare. Da, picioarele țin minte, dar foarte fusta încă... O dansat extraordinar. Dar ce era, austriacă? Sau ce era? Austriacă, nu? Da. Și de una zi, stai, cât, o 7 ani, nu, 5 ani în urmă, am primit o delegație, 100 și ceva de oameni erau, cu cameri, cu, adică un multimiliardar, bunelul lui era din Otaci, iar bunica era din Soroca. Și la nivel de măr orașului, adică cum se zice, așa, le-am primit. Le-am primit cu plăcinte, terfasă, țigănește, așa, podnos. Știți? Da. Și le-am primit cu găluși țigănești. Am făcut o masă, Doamne, Dumnezeule, să fie... Nu, n-a avut 4 mese. Înțelegi? Nu, a zis o masă, dar da, era mai mult. Le-am făcut furșet. Unde tătea scaune să le iau? 100 și ceva de oameni, hai că vă 40 scaune mă găsesc. Dar 100 de oameni nu m-am așteptat. Foarte gustoasă dulceață. Și le-am primit. Și să știți că din toate bucatele n-am mâncat nimic. Știi ce am mâncat? El e vegetarian. Și-a mâncat căpșuni, așa, mari căpșuni, așa, cumpărat sunt, era primăvară. Adică înspre vară, așa. Și măligă de-a noastră. Galbenă. Cu mămăligă. Mămăligă, da.
De mălai. Da, foarte bună. Aceea o mâncat, dar restul nu a mâncat nimic. Te rog eu, servește ceaiul, cafea, aceea, că... El nu prea... Doțea, ce faci tu? Ceai. Ha, ceișor. Ia-ți o glăcită, ia-ți dulceață. Ia-ți, mamică. Serviți, nu vă rușnați, serviți. Eu întotdeauna îi zic lui Lidoța mea, lui baronesa. Dar îi zic rusește. Хорошо-то у меня, но жаль, что только одна. Что это значит? Я так прав. Ешь ты буна, дар покат, ка ешь на мою уна. И вот так. Троим и мы. Cum e comunitatea acum de romi aici? Am înțeles că au plecat foarte mulți, adică foarte mulți. Și în Moldova, peste tot în țară, am văzut că sate întregi, foarte, părăsite, copii, bătrâni. Foarte mulți, de Doamne ferește și nu de Doamne, nu de Doamne. Că... Nu e activitate, n-au ce face sau din ce cauze? N-au, peste tot sunt cleri, unde și nu deschizi o afacere ceva, vin la tine 30 și la tăți ștăți șer. Cum Julia cântă, că lumea e din bucăți, dai la unul și certeți. Asta e. Mai luați. Serviciu. Să rămână, mulțumim frumos. Dulceața de am mâncat mai devreme. E foarte bună, foarte bună. Ați făcut-o. Da. Anul ăsta așa gutui multe s-au făcut și eu stau la țară, în România, lângă București. Acolo erau să rupă crengile la pome, așa multe gutui. Așa nu știu de ce... și la mine s-au rupt crengile, da. Copacelul. A fost clima anul ăsta, nu știu ce a fost, dar foarte, foarte multe gutui. Și unde au plecat din comunitate? Înspre Europa, înspre Rusia? Au înspre... plecat în Germania, foarte mulți, în Franța, în toată Europa. Dar alegerea e spre Rusia sau spre Europa? Rusia. Rusia, nu? Rusia. Adică se descurcă mai bine în Rusia decât în... Cunosc și limba. Cunosc toate tradițiile aproape să aceleași. Am fost... Cam toată lumea vorbește rusă, da, nu? Adică... Din 45 și până încoace... Vrei, nu vrei... E... Da, da. Cum vrei să oglindește. Da. Toate... Și... De exemplu, fetele mele, una e la Voroneș, alta e la Cehov, sub Moscova. Au plecat? Au plecat. Iată, Sonia a plecat cu doi copii, acum, deja o lună de zile. A stat cu mine până la operație. Uh-huh. Am trecut operația, a stat cu mine în spital acolo câteva zile, sub... Și iată de o lună de zile a plecat. Avem o fiică ca 5 feciori. Adică așa hotărâtă descurcăreață, nu? Ca 5 feciori. De la buric în jos ei seamănă, dar de la buric în sus... Bravo! Avem o fiică. Da, am doi nepoței. Să vă trăiască, să vă bucurați de ei. Pe cuvântul meu de cinste, iată, îmi fac cruci. În viața mea, de m-am gândit că nepoți să-s mai dulci ca copii. Tot zicem, așa, și, așa de e până la urmă. M-am gândit niciodată, mă stimată doamnă. Dacă... Și îi... deși să-ți răspund? Deși, Liduță. Când tinerețe n-ai avut când, știu, cu tata. Păi cum? Nu avem grijă de ei? Da, nu aveai grijă, dar nu aveai dulceață. Nu aveți aceea dulceață. Aceea dulceață. O luai cu handra. Cu și? Cu handra. Handra. Cu handra. Cu handra. Să fie viu sănătos. Că de atâta n-ai simțit dulceața. Dar acum simți dulceața nepoților. Lida, este zicală. Aha. În latină. Da. Dum spiro spero. Da. Asta. Cât trăiești... Înveți, nu? Înveți. Cât trăiești, înveți. Așa este, la bătrânețe ești mai liniștit, nu ai atâtea probleme, nu ai atâtea griji, poți să te concentrezi mai mult asupra nepoților, asupra copiilor, asupra... Eu i-am spus, dacă plec încă o dată în America, să știi că vin, că vin, mă întorc înapoi cu nevastă.
Da. Deci sunteți hotărât, aveți planul făcut, nu? Da, am făcut, plan, da, da, da. Gândul. Plan. Cu planul rămâne, doamne, nu? Da, cu ea, că de asta l-ai stiduș. Sunați la ambasadă să nu-i pune ștampila. Da, nu, are, are ștampila. Am, de zi, pe 10 ani. Mi-a făcut viză, 10 ani. Ei, n-ai încotro. Și eu am trei nepoți și doamna are dreptate. Adică când eram tânăr și aveam ocupație și mergeam la serviciu, n-ai timp să te ocupi de copii, se ocupă soția. Da. Dar acum cu nepoții, de când nu mai am atâta treabă și așa ceva, mă joc cu ei, stau cu ei, mergem împreună. Adică e altă, aceea situație este și la mine cu nepoții. Să mai aveți frați, surori? Nu, singur, la părinți. Da. Ești norocos, mă. Rămâne mie tot averea. Eu întotdeauna mi-am dorit ca să-mi trăiască părinții, dar cu regret au plecat pe... Asta e soarta tuturor. Lumea celor drepți și au plecat foarte degrabă. Am înțeles că și tatăl meu a fost tot baron. Da, el era baron recunoscut al ex-Uniunii Sovietice. Da, el era cel mai bun prieten cu Leonid Ilici Brejnev. Da? Da, pe vremuri. Cunoștea tot partidul, toată lumea, toată țigăninia. Era important pentru conducătorii politici să aibă un lider al romilor, pentru că erau foarte, foarte mulți și ajuta foarte mult. Și ca și... Păi să o luăm pe dreptate și cu o apreciere mentală corectă. Cine e puterea? Poporul. Poporul, exact. Poporul. Poporul votează, poporul se răscoală, poporul iese la revoluție, poporul și atunci dacă ții controlul ca politician a poporului, da, și ai o relație foarte bună cu conducătorii diferitelor etnii sau ceva. Eu nu vreau să mă, știți, să mă adâncesc, da, mai tare. Iată, dacă Maia Sanda nu s-a dus să-i strângă mânuța lui Putin, mi-a acoperit cu prețul de gaz. Bine că tu vii la tăiat de tot, că am văzut la știri România că vă taie gazul de tot, înghețați de frig. Și n-avem, n-avem, iată, putere din putere, cum se zice, se transmite puterea de la un președinte la altul și nimeni nu face nimica și atâta-i. Mă, tu ești obligat, tu ai dat jurământul să fii aici fecior sau fiica adevărată acestui, să fii slugă la popor. Dar tu ce faci? Nu, dar un președinte, părerea mea că trebuie, nu mă pricep foarte bine, Ștefan este mai în măsură că a făcut facultate de politică, a doua facultate și de științe politice și a fost șef de promoție. Dar ce vreau să zic, un președinte trebuie să fie diplomat, să ai o relație bună cu absolut oricine. Bravo. Și cu Bravo. Rușii, și cu americanii, și cu Europa și atunci în beneficiu poporului tău, pentru că beneficiezi de toate. Nu trebuie să te orientezi strict numai spre anumită putere sau numai așa ca să-ți pui în cap pe... Nu, știți și asta. Cu nasul pe sus, dacă ești cu nasul pe sus, cineva să-ți tragă o sfârlă și să-l... Cândva, cândva. Sau cumva, dacă știi, când ești cu nasul pe sus, nasul are, știți, niște trăsături așa că el să lungească. Și undeva e sălănini cândva. Și o să rupă. Corect. Și ea că el s-a aninat. Cum se zice... Ulciorul mult la... La apă nu merge, nu merge de multe ori la apă, că se sparge. Se sparge, da, se strică, da, da. Oricum e o tensiune acum și cu pandemia asta, și cu rușii, cu Ucraina, și cu toți, și cu toți, și trebuie totul dezamorsat, să fie pace, că dacă nu e pace, nu e nimic. Într-un război știți că toată lumea pierde și învinși și învingătorii, toată lumea suferă, toată lumea pierde, sunt victime și atunci trebuie... Eu sunt omul păcii, merg pe pace multe, pe... Înțelegere între oameni și asta e, înțeleg. Că eu întotdeauna spun așa. Când este dragoste în casă? Când este credință. Adică când este credință. Dar când este credință? Nu, mai bine rusește, am să spun. Când a țărit любовь в доме? Când este доверие? А когда есть доверие? Когда есть взаимопонимание. Când este dragostea? Când este înțelegere. Înțelegere deodată. Da, da, da. Dar da. Când este înțelegerea? Când este încrederea? Când este înțelegerea? Înțelegerea, da, da, da. Dar când este, cum se zice, dragostea și înțelegerea?
când tata tău și mama ta au pus în tine toate criteriile, cum zic românii, general umane. Da, da. Cei 7 ani de acasă, educația din familie și Dumnezeu este dragoste. Dacă n-ai credință în Dumnezeu, nu e nici dragoste, nu e nici înțelegere, nu e nimic. Adică oamenii fără credință nu ajung nicăieri. Eu vreau să vă spun că noi romii, aici în Soroca, suntem veniți înainte lui Ștefan cel Mare. Noi chiar suntem primii aceia. Noi suntem, adică existența noastră pe teritoriile balcanice sunt mai vechi decât însuși a dacilor și a basarabenilor și a... Da. Nu știam. Da, eu vă spun. Deci noi suntem aceia primii care nouă nu ne trebuia pământ, teritorii. Noi am fost întotdeauna volnici, adică să fim liberi. Nu ne interesa politica. Romii erau nomazi, da, circulau dintr-o parte în altă, nu? Noi suntem aceia turiști, primii turiști, adică nomazi. Da? Noi suntem aceia primii, încă până la Alexandru Macedon. Vechii etruschi în Italia, noi suntem. Noi am cucerit și am nimerit și în Grecia antică. Până în ziua de astăzi, grecii numără în limba română de la 6 până la 10. Show, iefta, octo, inia, deca. Ei spun. Noi spunem deș. Se întreabă, cine de la cine a luat? Nu că noi am pus și am înfăuițat cu deasăla. Ei au preluat de la noi. Și în momentul de astăzi, toți ne spun diferit, ne numesc diferit. Francezii gitan, spanioli gitanos, italiani zingari, nemții țugoineri, dar mai târziu țugoineri, că au. Englezii ne spun gypsy, adică egipteni. Ca atare a venit cândva un istoric și a văzut că este așa pe teritoriul Egiptului așa populații. Fură, dansează, de diferite, juvaieri, constructori. Dar noi n-am fost. Noi nu suntem egipteni. Noi suntem niște gastarbaitori care au venit din India, de nord, Pakistan, Afganistan, atât din părțile cele, Punjab. Și am venit pe căile, și maritime, și prin... Terestre. Da, înțelegi? Și am nimerit în Egipt. De ce? Că Egiptul plătea bine. Cum? Cu ce? Nu erau bani de hârtie. Erau, adică bancnote. Era aur, argint, monede. Da. Și chiar vreau să vă spun că în rușii spun rubli, rubla, da, rusească. Da. Ca atare corect trebuie să pronunțe rupi. Rupi? Rupi. Cum au indienii, rupi, nu? Cum au indieni. Dar ce înseamnă rupi? Nu știu. Lida, ce înseamnă rupi? Unde? Eu sunt aici. Da. Rupi e argint. Argint. Argint? Argint. Da. Argint. Rup. Da. Cuvântul corupția. Aha. Corupție. Corupție vine de la rup. De la rup. Corup. Corup. Se trage la argint. Asta e sanscritul. N-am știut. Sau oromeico, vechi oromeic. Și corect numai ne numesc pe noi numai grecii. Oromei. Noi suntem oromei, aramei. Sunt foarte mulți romi în România care zice, domnule, nu sunt rom, sunt țigan. De ce Eu îți spun și cu regret ne-au dat și un nume foarte. Cum e corect? Evreu sau jidan? Evreu. Evreu, corect. Cum e corect? Rus sau cațap? N-am auzit termenul ăsta de cațap. Dar cațap probabil că rusă. Cu bărbile, cu aha, cațapi. Da, cațapi. Da, cațapi. Sunt sate întregi la voi în România, cațapi. Cațap. Au fugit de la Petru I, au fugit acolo ca să nu radă barbele. Aha, aha. A fost da, ordin. Da, 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 da.
Și cine nu rădea bărbile, adică nu tundea bărbile, adică plătea da. O amendă foarte da. Mare. Și comuniștii nu lăsau cu barba. Adică eu știu da. Că venea miliția în București pe stradă și dacă vedea pe unul cu barbă, îl ducea și tăia barba, îl tăia părul, nu avea da. Voie cu părul lung, nu avea voie cu barbă, nu avea voie cu nimica. Și vreau să vă spun și cu regret ne-au dat și un nume. Deci în limba greacă, că eu mi-au dat la forumul global, internațional, dialogul civilizației și mi-au dat 2 ore pentru mm-hmm. pentru doclad, cum da. Se zice. Da. Să iau cuvânt. Da. Mi-au dat 2 ore acolo. Și a venit șeful acela, un hotel foarte mare pe insula Rodos, că am zburat Chișinău Budapesta, Budapesta Atena și de la Atena Rodos. A, zburat ceva. Am zburat patru da. Zboruri. Patru da. Zboruri. Ei, și a venit că să în istoria de când e congresul acela, de când e așa, încă baron n-a fost. Baron viu n-a fost la dânși. A fost primul. Eu am fost primul. Mi-au dat 2 ore ca să fac doclad. Ei, într-o oră. Taman anul acela când a fost o zarvă mare în Bulgaria cu romii. Uh-huh. 2011. Aha, aha. A fost un scandal. Da, a fost un scandal foarte mare cu moarte, cu chestii, tragedii. Și el s-a fotografiat cu mine. Avem fotografii, chestii, da. Zic, cum voi ne ziceți nou? Dar el spune, o romii. Da, și a doilea, atiganu. În limba moldovenească sau română, nu te atinge. Sau ceva e murdar, sau ceva e bolnav. Uh-huh. Era mai înainte procaz. Da, nu știam. Da, da, da. Și cuvântul atiganu. Atiganu, apoi au mai trecut acolo 200-300 de ani și s-a schimonosit pronosul. Atiganu. Tigano. Țigan. Iată de unde cuvântul țigan. Mm-hmm. Nu știam. Iată, ți-am explicat? Da, da, da. Eu mulțumesc frumos. Eu da. Specialist în domeniul da, am văzut. Istoriei. De-aia v-am și da. Întrebat. Am văzut că sunt specialist și eram confuz puțin da. Pentru că foarte mulți rom zice, domnule, nu mai spune rom, că eu sunt țigan. Da, și nu țigan. Țigan da. Ceva așa, știți, da. Înjositor. Da, priorativ, da. Da, 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 da. E înjositor și nu e corect. Dar noi ne-am, cu veacuri, noi ne-am deprins. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Înțelegi? Și dacă e țigan, e țigan. Da, da, exact. E și adică, ce? Da, da. Vreau să vă spun că în 2009 am fost la Almata, m-am dus pe cât m-am dus? Am plecat pe 2 săptămâni. Și am rămas un an de zile acolo. Asta, dar mă plânge acasă. Băi, leu! Dar mă de aici... Întoarce, da. Almata e un oraș. Am auzit. Chiar îmi doresc să vizitez și eu. Și copiii să ia dragostea mai mult copiii. Dacă el se ducea. Lide, așa e Felișa Agui. Nu am văzut. Soacra mea, asta tot. Să-ți vede câteodată că pe 96 am început activitatea mea, că sunt businessman. Mă duceam încolo, încolo. Da. Și într-o bună zi, soacra mea, Dumnezeu să o ierte. Foarte mișteată era. Da. Era o nevastă super. Dumnezeu să o odihnească. Și asta mă enerva, să mai plânge. Când am ajuns la el, da. Da. Eu s-o fi. Da. Ia că nu vine, ia că s-o dus, ia că are mândri, are chestii. Ei, știi că, da, da grijă de nevastă. Da, da, așa. Da. Da, da, soacra îi spune. O mare. O mare. Acasă și gătește mâncare și primește cu mâncare și tot așa. Deci vă învățați de bine, ca da. Să zic așa. Era foarte mișteată. Povestiți-ne despre relația tatălui dumneavoastră cu Leonid Brejnev. Cum era la Kremlin, ce v-a povestit de acolo, cum erau relațiile deci, între eu eram foarte mic. Eu eram foarte mic, dar întotdeauna ne duceam la Moscova. Ei, ce pot să-mi aduc aminte undeva
de la 4 anișori încoace, de la, chiar de la 3 anișori încoace, mai țin minte cât ceva. Înțelegeți? Ne duceam la Moscova și mama, cea mai iscusită bucătăreasă pe mâncăruri, și foarte mult îi plăceau sarmalele noastre țigănești cui lui Brejnev. Lui Brejnev și plăcintele lui mama, acelea terfoase mari, mari, da, 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 mari, da. Așa, cu, așa de, știți, așa, da. Sarmalele țigănești sunt diferite de sarmalele normale moldovenești care se fac, adică au altă formă, altă, nu, da? Aproape sacia, numai că moldovenii fac așa miteluțe, miteluțe, mai, mai lunguieți. Dar noi facem gălușca mari, mai mare. Uh-huh. Și cu tot, facem și noi. Da, cu tot cu os, curcanul cum este, îl chisesc cu toporul și măduva aceea din os face un gust la... Da, cu tot. Și multe carne, ca ori. Da. Și când mănânci apia, că trebuie să, să te deprinzi ca osoarele celea. Ai un pic crocant, așa, un pic... Da, 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 da. Osițele, n-ai să le înghiți cu tot cu asta. Le scoți. Da, le scoți. Da, 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 da. Le scoți din gură ca să nu... Ai activitate mai mult, ai acțiune mai mult, da, decât... Da, ca și mai pește. Mai ceva. Peștele știi că l-ai scoți din... Dar aici fiecare mărunțel și ceva, ceva, nu-i... Și trebuie să-l scoți. Deci, borșul țigănesc cu tocmaj. Noi spunem borș. Uh-huh. Să știți că, iată, de unde am văzut la televizor, de unde e cuvântul borș? Rușii spun că e a lor cuvântul borș. Adică borșul e... Din... Da. Ucrainenii zic a lor a borșul. Borșul e a nostru. Dar știți din care cuvinte? Nu. Deci... știți că este un cuvânt burian, buruiană. Buruiană, da, buruiană, buruiană, da, da, iată, da. Buruiană asta sare în vedere toate verdețele. Da. Apiată cuvântul vechi romano sau sanscrit e una și aceeași, diferite diferite, cum se zice, diferit cine, forme, da, nu forme. Mm. Nu gusturi. Și bur șu. Șu asta să se pui. Să pui șu. La urmă șu. Bor șu. Bor șu. Șu, șu. Bo, da. Șu. Șu asta pune. Da. Pune, da, să pui, buruieni, da, să pui, da, iată, vezi? Da. Bravo. Să pui buruieni. Da. Și în castrulea aceea, adică se și fierbe tot. Uh-huh. Și ăsta se primește borș. De la cuvântul bur-șu. Am înțeles. Etimologia cuvântului. De, de, de unde? Rădăcina cuvântului. Iată, cum voi spuneți la, la vedere? Ochi. Ochi, da. Ochi. Dar știți care e rădăcina cuvântului? Ac. I-ac. Ochi. Cuvântul chior. Coro. Chior. Turcii de-am au spus chior. Uh-huh. Chior. Dar noi spunem coro. 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 I-ac. I-ac. Uh-huh. Oculare. Ochi. Ochiulare. Uh-huh. Ochelare. La cuvântul. Da, da, da. Eu da. Sunt lingvist, filolog și mai multe de toate. Am văzut, am văzut că sunteți foarte... Da. Spuneți-ne, limba moldovenească de unde vine atunci? Dar există moldovenească sau e limba românească? Mă rog, cum îi spun dumnealor aici local? Eu îți spun, limba moldovenească. Dar știți de ce? Eu vă spun. Cum se cheamă Republica noastră? Moldova. Moldova. Aici sunt două cuvinte vechi oromeice sau țigănești sau gipsi sau zingări sau cum, cum, sau vechi sanscrite. Două cuvinte. Cum se cheamă Lida vino? Mol. 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 Dova, aici, ăsta, cu tare. Aici crește vinul. Locul vinului. Locul țara vinului. Da, țara vinului. Noi am dat cuvintele astea, că noi am fost primii pe teritoriile astea. Și ăștia erau
colonii grecești, jumătate de Ucraina, până la Volgograd, în Rusia, erau colonii, dacă India și aceia au fost colonii grecești pe vremea lui Alexandru Macedon. Așa sau nu? Așa. Erau colonii grecești. Și iată aici, așa vin, cum se coace aici, crește aici, și aromatul ăsta și mustul cela, cum e la vinul nostru, nu, iată, crește vin în Franța, în Portugalia, în Crimeea, nu departe trebuie de regiunea Krasnodar. Nu să ci. Nu e aceea cum este vinul ăsta aici. Grecii nu degeaba, nu erau proști și au văzut că crește și acolo vin, și acolo, și acolo, da. Dar vinul ăsta care îl făceau aici și este crescut aici, așa, așa mirodenii n-are. Arome, și, da. Și arome și gusturi. N-are. Și aici îl făceau, îl puneau în amfore și trimiteau în Grecia. Am înțeles că pe vremea Uniunii Sovietice, Moldova era principalul furnizor de vinuri, adică cel mai mare furnizor. Creștea vin și în Armenia, și în Georgia, adică Gruzia, și în Azerbaijan. Peste tot creșteau. Și acolo cresc și astea, fructele astea exotice, cum se zice, mandarine, apelsine, da, chestii. Dar cum era vinul nostru, că noi nu prea exportam struguri de pom. Da. Noi mai mult vin, coniac. Țara noastră era, mă scuzați, clar lucru că erau tehnologii pentru a pregăti coniacul. Crezi că la noi nu sunt coniacuri foarte bune? Nu sunt tehnologi. Nu sunt tehnologi care, știți, un măr și alt măr și alt măr testează. Trebuie să știi proporția. Și atunci se primește coniacul cel mai fin. Sunt coniace moldovești mai bune, eu sunt băutor de coniac și sunt mai bune decât alea franțuzești. Cum beau prezident Barz Albă ăsta de 50 de ani, bate orice coniac franțuzesc care am băut eu, de la Hennessy, de la Remy Martin, de la orice. Deci e foarte, foarte bun. Noi îi spunem ca samahonul nostru la coniacul franțuzesc. Știi ce asta samahon? Țuică. Țuică. Dar să știi că e mai bună pe linca decât în coniacul celălalt. Tu dacă te îmbeți de coniacul cela, te doare capul. Nu plesnești, plesnesc creierii. 2-3 zile. Dar o pălincă curată de prună, n-ai treabă cu ea, e medicament. E o fată din oraș și e o fată din sat. La cine-i mai mult suc? Spuneți-mi cu cumanii, invaziile cumane care sunt amintite în istorie în jurul anului 1000. N-aveți vreo legătură noastră, romii? Eu îți spun, și comanii, și tătarii, ăștia sunt triburi vechi, rome. Și tătarii sunt tot și tătarii, ei toți au venit din India și au cucerit foarte mari teritorii. Când vorbește un tătar, eu îl înțeleg. Dar întreabă-mă de unde. Eu îl înțeleg nu de atâta că am învățat, dar de atâta că el vorbește aproape cuvintele noastre. Cuvintele noastre romani, sanscritul vechi. De ce Europa indo-ariană, limbile indo-ariane? Asta-i. Noi avem în comun. Dacă și englezii vorbesc aproape limba noastră, romani, cum se zice la rege? King. Asta e un cuvânt. Ringă. Da. King. Royal. Royal. Rai. În cărți ai văzut butucul și ăla cu cărți? Da. Cum se zice? Damă, valet și crai. Crai, da. Crai. Apiată, craiul. La noi se mai întrebuințează un cuvânt. Un rege, rai. Dar noi spunem rai. Da, da. Rai. Rege. Da. Rai baro. Da. Rai baro, ăsta e rege mare.
Iată, mie îmi spun, de exemplu, la momentul de față, rom baro. De la cuvântul baro. De la dar mai corect, etimologic, rădăcina cuvântului baru. Eu vreau să vă spun că toate popoarele care sunt din, nu că s-a mețit sau știți, am o manie că toate popoarele s-au pornit de la romi. Nu. Eu de unăs m-am întâlnit 2 ani în urmă, am avut o întâlnire cu cei mai mari evrei din lume care sunt membrii pentru discriminare, pentru toleranță, pentru diferite. Ei, da. În toată lume, pe tot glob pământesc, ei sunt cei mai mari. Și unul era din Germania, în 39 a fugit în America cu tatăl său. Și acum, da, mare, 70, undeva. Dacă nu 75. Mm-hmm. Și altul din Rusia, din Leningrad, evreu. Ăsta din Leningrad vorbește rusă. Dar ăsta vorbește engleză. Și când ne-am apropiat mai aproape, zic, și-am luat cu mine secretarul meu, adică partenerul meu, care e reprezentantul fundației. Zic, ai să-i traduci, că nu prea. Engleza, dacă nu vorbești mult timp, mă mai uiți. Și pe a ta o uiți dacă orice nu... limbă, normal. Da, orice limbă. Și pe a ta, dacă nu vorbești, iată, dacă nu vorbesc cu Liduța... Da, eu... Și pe tine, totuși. Înțelegi? Și vreau să vă spun că când am... Eu l-am întrebat. Spune-te, rog, pe ăsta, pe rus, evreul rusesc de la Leningrad. Spune-te, rog, în care prima limbă au vorbit evrei? Dar el a stat, știi, vechea romeică. Bravo. Că eu am studiat. Eu am avut doclad. Cum se spune doclad? Documente vechi. Nu. Cum se spune? Doclad în rusă. Teză, da. Teză. Adică teză la forumul ăsta internațional. Da. Dialogul civilizației. Mhm. Uh-huh. Și eu am studiat toate chestiile astea. Toți romii au venit în Egipt și s-au îmbogățit acolo, de Doamne ferește. Mai mare bogății cum au făcut în Egipt, n-au făcut nicăiuri în vecii vecilor, nici într-o țară. Și cândva a venit un clerc la faraon și îi spune: o răsăritul soarelui, o soarele nostru, am primit noi națiunea asta, romii ăștia, i-am primit. Ei sunt iscusiți în tot ce vrei, în toate specialitățile. Și noi ne-am ridicat nivelul de trai și de cultură datorită lor. Dar să știi că ei au mai mult aur și mai mult argint decât tu ai în trezorăria ta. Cum? De atâta că ei nu le-am impus să plătească impozite. N-au plătit impozite. Și noi ne aflăm acolo ce an acum la evrei? 5.000 și ceva? Ceva, da. Da. 5.000. Noi încă și mai vechi suntem. Adică ca atare, încă și mai vechi suntem pe teritoriul Egiptului. Și cum? Iată așa. Nu... Deci vă ordon, de duminică seară înspre luni dimineață, adică de exemplu, să intrați în casele lor și să expropriați tot aurul și argintul de la dânșă și să-l aduceți. Să nu-i ucideți. Să fie vrut să le ucide faraon. Într-o oră se vărsa atâta sânge cât nu-i apă în Marea Roșie. Dar el a spus să luați tot aurul și să-l aduceți la mine în trezorerie și argintul. Ei, și pe vremea Moiseiului, știți, poșta țigănească, asta e cea mai veche, chiar și... Serviciu secret. Serviciu secret, chiar și siguranța românească, cea mai care era din 30 și
din 30 până în 41, cea mai secretă era slujbă. Și datorită cui? Datorită experienței noastre a romilor s-a format slujba secretă în România. Și toți, cum se zice, zic și spun că așa e. Și mai ceva ca KGB-ul, îngăbău rusesc, mai ceva de când slujba secretă a Statelor Unite. Era o forță. Am avut experiență, am avut oameni talentați. Și tot s-a acaparat. Și circulația informației. Romii circulând foarte mult dintr-o parte în alta, da. Schimbul de informații. Schimbul de informații. Și după aia au aflat. Și Moisei le zice: Mă proștilor, ce așteptați? După 12 noaptea, duminică, înspre luni, să intre în casele noastre și să... Dar ce să facem? Cum mi-a spus acolo Moisei, păi noi trebuie să le înaintăm. Dar cum? Nu așteptați după 12 seara. După 12 ziua, de exemplu, eu zic așa, da. După 12 ziua, tot să vă grămădiți lângă mare, lângă țărmul mării. Cine cu doi saci? Cine cu străstișoare? Care ce a avut? Ce a acaparat? 3.000 de ani și ceva, acolo trebuie, pot să iei liber. În ce an a fost când s-au dat apele Mării Roșii? Știți, este o zicală că mai înainte și cerurile erau mai aproape de oameni. Fix așa împărăția Domnului a fost mai aproape de, și acum este, pur și simplu ea nu se vede. Și au venit. După ce a venit, Moisei l-a rugat pe Dumnezeu: Doamne, dă-mi voie, lasă-mă să trec marea, dă apele mării într-o parte, să trec cu poporul meu, că cu sudoare, chin și sânge am acaparat munca poporului meu și trebuie să o salvez. Dumnezeu ce a făcut? Apele. Nicio știință în lume nu poate explica cum s-a dat apa până în ziua de azi. Alții zic că ceva, niște trăsături tectonice ale pământului, ceva s-o... Păi bine, dar până apoi s-o... Și au trecut, iată așa au trecut. N-a fost nicio goană după, adică. Și ei deodată au fost oromei, aramei. Iată, dacă să iei Biblia aceea veche, acolo sunt asta, în culori, vechiurile pământuri oromeice. Pământuri oromeice acolo. Și după aia, 40 de ani în pustiu. Dar nu știți ce s-a petrecut în pustiu. Au vrut să aibă Dumnezeu, s-au coborât șerpii și i-au mușcat pe cei. Erau contra lui Moisei. Moisei s-a dus și a pălit în munte și a venit apa. Dumnezeu le-a dat apă, adică din stâncă a început să curgă apa. Deci erau mai multe momente. Și 40 de ani cât au fost ei au ascuns tot aurul acolo în pustiu. Și aurul cel, și argintul și bogățiile cele lucrează și în ziua de astăzi. Comitetul 300, Rosenkreuzerii, masonii, și deodată ei au venit cu cruciații. Cine a spus despre cruciața asta? Cruciații au venit la pământurile sfinte, în limba ebraică Eretz. Nu. Și ei au fost primii care au făcut legătura cu bogățiile astea și cu evreicii. Și chipurile ei au venit înapoi
când ploua, înainte de Paște, știi că două săptămâni plouă. Și asta spune că Paștele evreilor. Pesach. Plouă, da, Pesach. Și ei s-au legat cu, și iată, aurul acela și argintul acela lucrează până în ziua de astăzi. De unde Rockefeller, de unde... Deci tot un nepot, o viță, un strănepot, tot din vița aceea, din gașca aceea. Și fiind acolo, cum îți spune? Ștefan. Ștefan și... Sorin. Sorin. Și fiind acolo, ei au inventat o limbă artificială care s-o cunoască, care s-o cunoască numai gașca lor. Grupul lor. Grupul lor. Grupul lor care au... Cât era? 1 milion, 2 milioane, 3 milioane? Nu se știe. Dar în istorie, când au venit evrei, ei au scris, că au rescris istoria. Istoria, chipurile, că faraon s-a fugărit după dânsă și, de fapt, da, când au văzut faraon că ei damu să duc, pleacă, el a dat ordin la oastele lui că să le prindă, să le aducă înapoi și s-au închis, s-au necat. Iată așa a fost sarta lor, a soldaților. Au trecut 40 de ani. În vremea de 40 de ani s-a schimbat faraonul acela, a omorât. S-a mai schimbat a doilea, a treilea, 40 de ani. 40 de ani. În 40 de ani ei au inventat limba asta care pe parcurs în ziua de astăzi se numește limba ebraică. Toți scriau din stânga în dreapta, dar ei din dreapta în stânga scriau. Au mai schimbat acolo după Vechiul Testament, au mai schimbat după Talmud, au mai schimbat niște legi, niște chestii. La noi se socate frate drept de pe tată. Și la voi și la noi. Da, ei după mamă. Nu cine a pus, dar cine a crescut. Bogăția și averea și zăstrea se dă la fată, dar nu la băiat. Deci legile s-au... Da, s-au inversat puțin. S-au inversat. Da. Și când colo au schimbat și limba, au schimbat și cuvântul Dumnezeu l-a schimbat pe cuvântul Hashem. Dar esența lui, puterea lui, așa și-a rămas. Din vechiul sanscrit, Baru. Și iată evrei în ziua de astăzi când salută unul cu altul, apiată ce fac. Și pronunță cuvântul Baru Hashem. Baru Hashem e Marele Dumnezeu. Ștefan cel Mare, Petru cel Mare, Petru I. De exemplu, așa era după tradiții cel Mare. Iată, de exemplu, mie îmi spun, eu am două nume. În limba, adică în popor, eu sunt Vasile, dar așa în documente eu sunt Artur Cerare. Apiată, eu n-am știut nici când și niciodată că eu am să devin baron a tuturor romilor din Republica Moldova și peste hotarele ei. Și când au venit înapoi, eu am să mă întorc la persoana mea. Când au venit înapoi, doi frați, Ștefan și Artur. De ce Ștefan nu a plecat? Nu a plecat cu vutuleac. Și eu spus, nați, să este dacă și din ei să ne le dai, dacă nu, fii tu sănătos. Eu am să nu mai fac. Și au rămas pe partea, unde să mă duc eu în necunoștință? Și cine știe ce e acolo a Sheba? Păi eu rămân aici. Dacă ori vine soldații la mine, și să iei de la mine. N-am nimic. Femeia și copiii să iei. Eu rămân aici. Și iată, Ștefan a rămas aici, iar Artur s-a dus cu toată gloata. Și când au venit înapoi, văd că ei vorbesc altă limbă. Văd, ai o monedă la tine. Nu. Monetă ai? Cât-o da, monetă? Da. Da. Yes,
Dacă, unde-i numărul? Unde-i numărul și unde-i... Și unde, că nu văd. Numărul unde-i? Ăsta-i 1 aici. A, 1. 1 euro. Da, 1 euro. Deci, partea asta, cum se numește? Oficial. La voi cum se zice? Cap și pajură. Cap și pajură, da? Dar oficial, în literatură internațională, revers și avers. Nu știam. Liduța, cum se numește cuvântul altul în limba română? Aver. 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 Și eu văzut că ei vorbesc altă limbă, care nu cunosc că ăștia. Apiată ei le-au numit pe ăștia aver. Aver s. S este. Îs alții, adică. Îs alții. Averse. Și aver, de unde cuvântul evreu? Aver, ever, iver, evreu. Nu țineți cu minte, adică cu mine, dar este esența, logica este. Iată cum au devenit ei evrei. Le-au numit pe dânsă evrei. Evreu. Că-s alții. S-au dus unii și au venit cu totul alții. Fiind inventat limba ebraică, alta. Iată de unde sunt evreii. Și evreii deodată au fost romei, romi, adică romi. Și apoi, iată discuția mea cu reprezentantul de la Bruxelles, de la clubul de la Bruxelles și de la Paris, pe drepturile omului și toleranță și etc., etc. Și el a spus, domnul baron, noi n-am știut despre asta. Iată cât de învățați noi suntem, dar dumneavoastră trebuie să scrii. Că noi n-am știut. Eu am pătruns în esență, nu știu, poate că Dumnezeu, poate că spațiul informațional cosmic îmi dă cuget, îmi dă gânduri, înțelegeți? Da. Și eu, iată, v-am spus istoria. Și vă spun drept că eu nici când nu m-am gândit că eu am să devin ceva trebuie. Schimbat? Nu, e tot în regulă. Mai repleză camera. Da. Mai măresc, da. Mai... Da. Și eu nici când nu m-am gândit în viața mea că eu am să devin baron. Adică nemții ne-au spus baron. Au adăugat de la cuvântul baru au două litere. O și N. De ce? Noi suntem din neamul baronilor. Deja mai mult de 2-3.000 de ani. Eu îl țin aminte, țin minte că pe tatălui străbunelul meu îl chema Ursu. Ursu. Pe feciorul lui îl chema Cilibachi. Otaciu, Iedine, Țurușcane, ăștia toți sunt neamurile mie. Ficiorul lui Cilibachi era Ion. Ion s-a căsătorit cu o moldoveancă. Olita o chema. De aici, de la Grigorovca. Olita o chema. Ion l-a născut pe Vasile. Vasile l-a născut pe Gheorghe, bunelul meu. A ajuns până la Berlin. În 44 l-au luat și până în 45, când s-a întors, fiiculița lui, Alunica, cum scotea apă la fântână, l-a văzut în bușlacul și la soldățesc. Haina militară. Haina militară. Cu rucsacul în spate. Cu rucsacul în spate și a strigat, tată! Și de bucurie că l-a văzut, i-a crăpat inima, au mai trăit 2-3 zile. Făcut infarct și o decedat. Uite, tăticul meu îmi povestea și plângea. Ea era undeva din 30, dacă Malina e din 37, Malina,
dar ei era undeva din 35-36. Și iată așa o tragedie. Vine greu, emoție. Și iată așa a ajuns el la, la Berlin. Și adică Bunelu a orbit acolo pe război. Și îmi povestea tata că când s-a început foametea în 46, tata e din 39 și el îl punea la Nicoval să ține, să țină cleștul sau sapa și acela îi băte. Tata lui îi băte la ciocan. Și unde pălei piste, piste mâini, piste, piste clești, înțelegi că orb, pază șasă, foame, tif, nevoi. Îmi povestea că tăticul s-a îmbolnăvit. Deci era foarte greu după război. Și ei au s-au dus în Ucraina. În Ucraina de asta. Da. Lviv, acolo în părțile cele. Da, spre Polonia acolo. Spre Polonia, că acolo erau mâncare. Stalin sau cine a făcut foametea asta, nu a ajuns până acolo. Nu a ajuns până acolo, că aceia să mai forțau, să mai opuneau rezistență. Da, da, da. Și iată așa el povestea. Și tata lui Gheorghe, adică lui Dedea Jora, bunelul meu, adică tata lui Mircea, da, tatăl meu, n-a fost baron. A fost feciorul baronului. Dar tata lui Vasile în 43 toiul războiului face nuntă cu fiica, toiul războiului, toți evreii, toți romii, la Bug. Acolo îi necau, îi scăldau, îi împușcau, adică. El face nuntă. La nuntă, șeful jandarmeriei române pe familia Chiruța e nănaș la această nuntă a romilor. Așa? Și era aici batalion aici unde acum fostul vinzavod, adică vinăria asta. Dar acolo era regiment ceva. Că bunelul meu de pe linia mamei a făcut armata aici. Da. Aici, la Soroc. Și nemții și românii jucau la această nuntă. Avea o autoritate nemaipomenită. Cine dovedea să treacă șlangbaumul ăsta, cum îi spune, care se ridică să... Bariera. Bariera. Și spuneau, noi suntem nepoții lui domnul Vasile Preda. Da, poftiți. Toți treceau. Nu-i luau să-i ducă, să-i... Nu, acolo să-i comaseze și să-i... Îi ducă în lagăr. Lagăr, da. Da. Să-i concentreze și să-i ducă. Da, da, da. Toți erau în coace. Și evreii care au crescut, la noi unica locuință de pe fața globului pământesc, unde evreii vorbeau romani și romii, adică familia lui Vasile Preda, vorbea ebraică. Ebraică. Nu ebraică, dar idiș. Idiș. Da. Inclusiv și eu, până în ziua de astăzi. Dacă noi toți am crescut, n-au dovedit să evacueze și știți care era atitudinea nemților. Da, da, da. Este și un film românesc cu niște evrei care se ajută cu niște romi și cu trenul. Trenul, cum se numește filmul ăla? Foarte bun filmul. Într-un tren în care evrei fac coaliție cu romii și scapă de nemți și foarte interesant subiectul filmului și... Păi nu e aceeași popor suntem, un popor suntem, numai că limbile ne-au diferit. Ei au inventat limba ebraică, înțelegeți? Aproape și toate calitățile, tot aceeași, obiceiurile puțin se mai diferă, dar eu v-am spus că la dânsă se socoate frate drept de pe mamă, zăstrea se dă la... Dar toți am avut același scop, să acăpărăm aur, dar eu vă spun, ăștia erau care s-au dus cu
Moisei au traversat marea, ei erau și, dacă aveau bani, s-au învățat și doctori. S-au învățat de diferite, de la ăștia, de la iranieni, de la perși. De la perși. Da, da. S-au învățat medicina. Au învățat foarte, era foarte dezvoltată medicina la șumeri. La șumeri. Înțelegeți? Și iată de unde au avut bani, au avut posibilități, că n-ai bani, nu știu, că se deschid ochii, sau să închid, sau te cuplează cu totul, te blochează. Clar. Sau te dezvolți. Da. Și iată așa, ei erau de acolo, erau din vremurile și ele primii care au sosit la... Și apoi când s-a destrămat, cum se zice, cum s-a destrămat Uniunea Sovietică, toți au plecat. Da, fix așa când s-a destrămat Imperiul Faraonului, adică Egiptului. Da, fix așa. Poveste. Nu că poveste, dar așa și este. Adică istorie. Da. Eu, dacă vreți să știți, i-am povestit, ea este profesor, candidat, doamna Demeter, Nadejda Demeter din Moscova. Ea lucrează la Academie de Știință a Rusiei. Cum eu sunt Republica Moldova, adică consilierul președintelui, așa și ea este consilierul lui Putin pe întrebări interetnice, adică naționale, interetnice. Da. Și eu când i-am povestit toată chestia, ea a scris două cărți, s-a scris și acum a treia trebuie să o finizez. Și când i-am spus toate acestea, știți, a fost frapată. S-a uitat, păi, dar tu știi că... Ce evenimente s-au petrecut? Noi suntem cel mai vechi complex militar, nu, complex industrial militar. Noi am făcut săbii. De exemplu, când s-a dus Ștefan la Sigismund, când au năvălit, și istoria asta vă spun, că mulți cronicari și românii și moldovenii nu vor să recunoască chestiile astea. Când s-a dus, nu vă supărați, dar spun esența care este. Când s-a dus la Sigismund, a cerut armament. Că nu sunt probleme, frăță, că cât armament vrei, atât îți dau. Dar să trebuiască să plătești cu aur. Dar Ștefan îi spune, păi eu am aur, dar îmi trebuie pentru necesitățile acum, la moment de față, că au năvălit turcii. După aia, nu, frate. Știi ce? Poate să dai niște vite, niște grâu, niște... Păi, dar cu ce să întrețin eu? Populația. Nu, soldații, armata. Armata, da, da. Că la un jumătate de kilometru unde stau turcii, oastea turcească, ei o să prăjească niște cârlani și mirosul cel o să vină la soldații mii și o să fug de foame acolo. La dânș. Ia, dacă nu, dă o bucată de pământ, de teritoriu. Și dacă Ștefan cel Mare ar da o bucată de teritoriu, și care teritoriu îl vroie? Îl vroie Transilvania, Banatul, Bucovina. Nu, ce e? Acela îl vroie. Acela îl vroie, că mai aproape de Ungaria. Dacă Sigismund era ungaro-polonez. Da. Înțelegi? Regele Ungaria și a Poloniei și... dacă ar da Ștefan cel Mare o bucată de teritoriu, pe dânsul poporul a înțelege că trădător de patrie, vinde pământurile țării, vinde țara. Înțelegi? Și el a făcut a patra variantă. A patra variantă, toți romii ferari care erau între Ungaria și România contemporană, așa, i-au dus la Soroca. Soroca este prima capitală a Moldovei. Prima capitală a Moldovei este Soroca și cetatea Soroca. Și i-a dus aici lângă cetatea Sorocii. Când i-a dus, au pus hornele, ciocanii, nicovălile, chestii, făceau armament, săbii. Noi am fost, nu că ferari, iscusiți. Apoi am devenit ferari. Că nu trebuiau pistoale, nu trebuiau suliță, săbii. Da.
Apoi am trecut la sepi, la topoare, la, la restul uneltelor agricole. Și iată, năvăleau pe lângă cetate cei prin prejur, șătrile, cât au fost, 2000, 3000 de dirom. Făceau armament. Era fabrică. Prima fabrică, da? Prima fabrică. Cea mai veche de pe fața globului pământesc. Noi am făcut săbi și cuțite la toți regii din lume, la toți regii europeni, la toți regii din ăsta, cum îi zice, la tătari, cum îi spune? La Han. La Han, da. Arsenalul principal arsenalul, eram noi. Da. Noi eram. Deci se despasiona de săbi, de cuțite, de... Creșteam cai, creșteam agricultura și făceam armament. Iată pe ce se baza tot. Ei, dar vrăjitul, șorditul, dar nu se socoate. Asta era principalul. Da, geambași, știi și asta? Da, geambași, care vindeau cai. Nu, care furau cai. Care furau cai. Care furau cai. Da. Înțelegeți? Și eu vreau să vă spun că le-au adus aici. Când le-au adus aici, pe aici mai făceau, mai năvăleau turcii. Mai ucideau coptii. Știu că fac. Turcii ucid copii. Da, nu știam. Da. Turcii ucid copii. Pe vremuri. Nu știu cum acum. Da. Și romii au spus, știi ce... Marieta, de nevoie, noi iată acolo, pideal, pe piscul ăsta. Când ne construim și noi case. Nu, spunem șătrile, și de acolo. Și iată Ștefan cel Mare a făcut un tunel de la cetate până iaca unde, ne aflăm noi acum, iată dacă o iei direct, undeva 300 de metri, 500, aflați și bă. Mai e tunel acum? Da? Tunelul acela până acum, dar e astupat. Ai astupat. E astupat că Da, cu vremea. Cu vremea, da. Refugiu pentru apărare? Nu, ca să circule, ca să circule. Și iată armamentul făceau aici și îl duceau prin tunel acolo. Prin tunel acolo în cetate. Iată care este, asta era 1500 și ceva, pe vremea lui Ștefan cel Mare. Pune de unde luați pentru forjă, pentru arsenal? Eu îți spun, păi se face cărbunele din lemn. Din lemn. Cărbune de lemn. Cărbune de lemn. Cărbune de lemn. Ia-i lemnele cele multe, se ard și... Se fac cărbune. Se fac cărbune. Iată de unde, da, cum ieșam noi din... Dar acum, dacă iar pentru foc, cărbunele din Ucraina. Da. Lemnele din Moldova... Cărbunele din Ucraina și gazul din Rusia. Au făcut podul ăla, că ziceau că fac un pod aici la vreo 10-15 km de Soroca, deci, cu Ucraina. Eu vreau să vă spun, nu vreau să mă laud, dar ideea mea au preluat-o ei de a face pod. Podul ăsta trebuie să numească Gypsy Pond, adică podul romilor. Ucraina. Eu am înaintat o propunere, adică o ofertă ca podul ăsta să fie firmă și din partea aceea ucraineană și din partea asta. Înțelegi? Și să includă acolo și statul. Să aibă o parte de venit. Și venitul și încolo și încoace. Și din partea aceea și din partea. Și din partea aia, da, va fi foarte bun pentru schimburi comerciale, da, pentru tot. Nu numai pentru schimburi, dar și pentru pentru bugetul local. Aici eu ți-aș face unde faleza asta la noi lângă cetate, tot, eu ți-aș face mai ceva ca la Ialta. Mai ceva. Piatra avem, plită avem, tot avem. Tot ce trebuie. Da. Știi cum a spus țiganul? Dacă ai păduci, te mai scarpini. Dacă n-ai păduci, nu te scarpini. Asta e. Da. Și vreau să vă spun că ei au preluat ideea noastră și i-am o socotit de cuvință că să margă prin prejurul orașului pe... Da, vreo 10-15 km, da, am înțeles, da. Și să treacă direct la Iampol, partea aceea. Da. Dar eu o socotit de cuvință că tot ar fi mai frumos sau din partea când intri în oraș, din partea aceea,
la un nivel de 200 și ceva de metri, mm-hmm, pe piloni, o frumusețe, știți, ca în, da, ca da, în America, ca în ceva, ceva frumos. Da. Da, San Francisco, da, la podul celălalt. Eu pentru ce mă gândesc? Sau Constantinopol. Sau Constantinopol, tot este acolo. Pentru ce mă gândesc? Mă gândesc pentru viitoarea generație și viitoarea societate a orașului nostru. Și eu vreau să fac aici, să comasez toate instituțiile de învățământ și să fac o universitate internațională cu facultatea de romistică. Romanesc. Da, de romistică. Acolo mai multe facultăți pe diferite domenii, inclusiv și meșteșugul. Cu predare în limba romanesc. Nu are importanță. Nu-i neapărat. Cine a dorit să romanesc, noi și așa vorbim romanii și o știm. Da. Că dacă îmi trebuie să spun ceva, să nu înțelegeți, duc acum discuția cu dumneavoastră și dacă îmi trebuie ceva, avem niște vorbe care sunt foarte scurte și pronunțate și ea înțelege ce trebuie, aceea, atâta. Dar avem un limbaj. Da, avem un limbaj. Da. Secret, da. Ca să zic nu așa. Că secret, dar limbajul de obicei. De obicei, da. Obicei. Ce pot să vă spun? Și vreau să formez aici zonă liberă, ecologo, economico, social, cultural, științifico, turistică. Și ecologică. Eu pot să pun aici că Moldova poate fi cel mai mare furnizor în Europa de electricitate. Fără de benzină, motorină, apă, atom, cărbune, fără de nimică ăstea. Și să fie cea mai mare și cea mai. Dar cu regret am o viață. Și nu vreau să o pierd. Da, adică nu că să o pierd, dar să vină cineva și să-mi ia. Am copii. Vă rog, dacă se poate. Dă-i telefonul. Vă rog. Cine mă mai sună, mă? Vreun ambasador, ceva, vreun președinte. Hei, ce să-i faci? Alți oameni care vor să mă viziteze. Dar cine? Mă duc. Cine? Sunt două ore. Stai puțin. Cum? S-a filmat acolo ceva? Da, sigur. S-a filmat, sigur. Bine, și cu ea trebuie, o să mă mai contactez. Și iată, soarele. Și iată cum e situația. Aici este capitala neoficială a romilor din spațiul ex-sovietic. Cultura, este centru cultural, tradițional, obiceiuri, chestii, Soroca. Ai voștri foarte mult au pierdut, dar au și foarte mult potențial de tradiții, de chestii. Dar știți, cu Europa asta cum s-au europizat. Ce relație aveți cu comunitatea de romi din România? Vă spun drept că avem foarte bune relații, inclusiv cu domnul Nedelcu, nu așa cu împăratul, adică cu regele. Regele, da. Doamne, mă iartă că eu am voie să zic că el mai dă prin strechin câteodată. Mm-hmm. Înțelegeți? Dar o seminie asta e mare, e voluminos, e frumos. Dar înțelegi, după așa, el trebuie să fie mai flexibil, mai atrăgător. Dar și ca un conducător, să fie mai diplomat. Da, băi, poți să mă înțelegi? Eu pot să găsesc o limbă comună și cu un copil mititel. Mai ales cu mama lui. Se supără doamna iară. Nu se supără. E obișnuită. S-a imunizat. Înțelegi? Dar
să știți că îl stimez, îl stimez și pe celălalt, și pe celălalt, adică pe domnul Mihai Nedelcu de la Sibiu. Contactăm, ne telefonăm, dar nu prea avem relația așa. Am înțeles, da, da, noi suntem din spațiu sovietic. Ei, domnii, zic rușii. Băi, să nu fi fost rușii. Înțelegeți cum? Da, da. Cine o scos păduchii din noi? Că așa era vreme. Da, normal. Da, caut acum niște păduchi când nu găsești la nimeni. Nu găsești, da. Nu găsești. Gata, nu-s. S-a terminat. Nu să... Tema ecologică. Gata. Da. Înțelegeți? Da, da, da. Ei, cu regreta, europenii au fost mai păduchioși ca noi. Da. Înțelegeți? Dar cu regret, progresul merge, chestii, înțelegeți? Și vreau să vă spun că de una am avut așa, dar eu am fost pilonul acela și, cum se zice, tangența aceea care i-a împăcat. Eu sunt comisar mondial pe toate judecățile romilor din lume. Și de una adică de, taborul, nu? Da. Și de una când ne-au invitat acolo la Sibiu, eu i-am spus așa. Poate să mă vadă ultimul cuvânt a fost de la mine. A fost acolo și Ivan Bariev, a fost și Kozlovski din Belorusia, au fost din Franța, au fost din Germania, din Turcia, din Suedia, au fost toți, aproape toți. Și ultima cuvânt a fost de la mine. Și i-am spus așa, poate că mă vede, las să nu supere pe mine, că știți, dacă zici, zi verde din ochi, dreptatea. Și i-am spus așa, aceea că sunteți împăratul nostru, adică regele nostru, pentru noi e o cinste și demnitate, majestate. Dar aceea că sunteți șeful, adică președintele IRU-lui, activitatea dumneavoastră trebuie să fie străvizie. Transparență. Transparență. Cristalină, cum se zice. Dar dacă ați venit aici să vă îmbogățiți pe spatele poporului nostru care a suferit în al doilea război mondial, uitați de asta. Vă deschideți un SRL și mai cumpărați un, cum se zice, un cucoș de la piață și frecați-i mințele cât vreți. Nu, nici de cum. Nu o să vă dăm voie. Că noi nu suntem sat fără de câini. Și dumneavoastră trebuie acum, față de noi, public, în mod public, să vă cereți iertare de la verișorii lui. Taică dumneavoastră, Dumnezeu să-l ierte, că a fost un om excelent, superb, deștept, cu evlavie. Și să strângeți mâna unul la altul și să vă cereți iertare unul de la altul și să continuați să conduceți această organizație internațională împreună, pas cu pas, cot la cot, ochi în ochi. Iată, atunci să știți că Dumnezeu o să vă blagoslovească. Dar de ce zici așa, frate baroane? Apoi de atâta, frate împărate, că nu-s două dreptăți, dar e o dreptate pe fața pământului. Te rog, fii atât de amabil și demn. Și iată așa, i-am făcut judecata și sentința care i-am spus-o, până ziua de azi, eu văd că sunt rezultate și aduc folos. Deci am înțeles mesajul. Păi, frate, cum se zice? Noi tot nu suntem făcuți cu degetul. Da, da, da. Mă iertați.
Mă iertați. Da, da. Asta e realitatea. Îmi cer scuză că puțin vulgar, dar... Da, am înțeles, da, da. A fost în limită... Da. Și n-ai încotro. N-ai încotro. Pentru ce noi? Noi aici ne-am strâns pentru aceea, pentru să ridicăm nivelul cultural, nivelul științific, adică etc., etc. Pentru poporul nostru, nu numai pentru poporul nostru. Iacă de unăzi am fost la în Statele Unite și am mai acaparat acolo, am mai strâns acolo 10-15 mii de dolari. Și le-am adus și m-am dus la Otaci, la directorul școlii, la Târnova, unde se rom tot, un sat, raionul Dondoșani. Și i-am spus, vă rog eu, fiți atât de amabil. Și copiii CIA, care sunt din pături social vulnerabile, moldoveni, ruși, ucraineni, toți le includeți în programul ăsta de ajutor. De ajutor. Și le-am dat rechizite școlare, jenți, chestii, etc. Cu regret, nu pot să le acord adică un sprijin așa de mare cât au nevoie. Cât au nevoie, cu regret. Da, da, dar da. Vedeți, cu pandemia asta nu mi-am permis eu, om bolnav cu două infarcturi, zbor 12 ore pe deasupra oceanului până în America. Pentru ce? Pentru mine? Nu. Mie ajunge, iată, un par de apă, un par de ceai, un par de cafea, un mărul, cât. Mie ajunge. Eu toate astea am văzut. Și aur, și diamante, și bani. Eu mai puțin am văzut în viața mea și m-am întâlnit cu oameni care de la început și până la urmă rămân și mor oameni. Iată. De astea eu mai puțin am văzut. Dar restul nu mă interesează. Noi am fost primii multimilionari în Uniunea Sovietică. Noi am fost primii care am deschis săreleuri și am făcut și lingerie și cămeși și costume și pantaloni și ciorapi și ciupici și încălțăminte care era, știți, pe catalog de la, cum îi spune, de la Italia, de la Germania făceam. Noi am fost aici. Dar cu regret, cu destrămarea Uniunii Sovietice, materie primă trebuie să o declare, ce. Da, s-a impus taxe vamale, s-a impus taxe, o grămadă de deci, restricții. Da. Birocrație. Birocrație, da. Nu că birocrație, hoții. Tu nu te duci cu inima curată să cumperi și să aduci și să prelucrezi, faci un ban, să plătești impozite. Tu dar te gândești cum să ascunzi ceva ca să strămâi și ție la copii. Da. Înțelegi? Da. Oare asta e dreptate? Asta e normal? Asta nu e normal. Și iată așa. Am trăit o viață foarte frumoasă, cu cinste și păcat față de Dumnezeu. Să zicem că am trăit o viață grea. Nu. Am trăit o viață țâmus. Și trăiți în continuare, adică nu vorbim la modul trecut, adică vorbim la modul prezent. Adică trăim. Da, slavă ție, Doamne, cum se zice, că trăim și răsuflăm. Dar nu e ce am putea noi realiza mai mult totdeauna și mai frumos. Totdeauna omul dorește mai mult decât, da, așa este. Cu regret, avem aceea ce avem. Spuneți-ne câte ceva despre regulile comunității de rom din Soroca. Sunt diferite față de alte comunități sau, nu știu, un pic de principii de organizare sau ceva? Deci, principiile de organizare care sunt? Eu sunt membru Consiliului Coordonator la Biroul Relațiilor Interetnice a Republicii Moldova. Am fost ales de două ori. Activez în domeniul respectiv toată viața mea. Tăticu a activat, a fost baron, îl cunoșteau toți, cunoștințe, relații, etc.
dar cea mai, cum se zice, datorită lui și legăturilor lui, deci familia noastră o cunosc și neamului nostru din Baroni. Nu vreau să zic că eu sunt Dumnezeu și pot să-l fac pe cel mort să-l viu. Dar tot ce este în puterea mea și în posibilitățile mele, și fizice, și mentale, și sufletești, cum vreți. Înțelegeți-mă? Dar mă stărui să fiu întotdeauna cu poporul, indiferent de naționalitate. Evreii mă stimează, rușii mă stimează, ucrainenii mă stimează, armenii, georgienii, toate naționalitățile care... Dar nu fără de aceea că n-am dușmani. Cândva m-au întrebat la un interviu, domnul Baron, cred că dumneavoastră sunteți cel mai bogat rom din Republica Moldova. Zic, da, mai mulți dușmani cum am eu, n-are nimeni. N-are nimeni. Iată, asta-i. Păi, ce pot să vă spun? Dacă, cum se zice, bă, tu ai soție, ai copii, decât să intri în șip, mai bine fă ceva. Normal. O manoperă. Eu am venit aici nu să te obrăzesc, dar dintr-o parte așa și iese. Nu-mi ești indiferent, că ești membru societății noastre. Ești din neam, din viță ești. Măi, să vadă, să trezească acum, să scoale taică tău din mormânt și să te vadă la ce nivel ești acum, el mai moare odată. Ai copii, ai nepoți, ai nepoate. Mâine poi mâine, cum se zice, trebuie să-i căsătorești. Așa? Cine o să vină să-ți ceară mâna la nepoata ta sau la fiica ta sau să încuscrească cu tine? Da. Păi cine, mă, cu mămârlanul acela, cum îi spune, bomj? Vagabond? Nu vagabond. Om fără adăpost? Da, cum îi spune? Homeless, zic, da. Americanii. Home, nu. Da. Nu. Om al străzii, cum ar veni. Adică, da. Un boschetar. Boschetar. Un boschetar. Cine o să dă? Și tu ai frați, ai surori. Normal, tu. Dar tu nu știu. Normal. Ci unde ai intrat tu? Și nu poți să ieși? Corect. Nu poți să ieși din chestiile este? Da. Doamne, mă iartă. Ia-te în mâini. Hai să te ajutăm. Iată unde este frăția. Nu te uita că frăția numai atunci când la fratele tău sau la soție. Iată, atunci este frăția. Al doilea război mondial, cine l-a câștigat? Hai ziceți și voi. Europeni, americani, nu, rușii. Dar știți de ce? Că au avut frăție între popoare. Au fost uniți. Au fost uniți și au fost o mână. De-aia e și vorba aia, dezbină și cucerește. Oamenii că sunt dezbinați sunt ușor de cucerit. Dacă nu au o comunitate unită, de-aia să și e campania asta Occidentului de denigrare a bisericii, pentru că e singura instituție care mai ține oameni împreună, în comunitate, uniți, dacă mai dispare și biserica. Dar cui să mai crezi dacă nu la Dumnezeu? Exact, exact. De cine să crezi? Au scăpat și de chestia asta, ne-au terminat. Dacă vedeți acum așa, homosexuali și chestii și etc., Doamne, mă iartă. Înțelegeți? Ce nebunie este? Mă înțeleg că adică cum să zici, priroda? Natura. Natura. Te-a făcut, te-a format așa. Păi stai acolo și nu te... Doamne, eu nu discriminez. Dar tu trebuie să știi locul tău. La noi, la romi, întotdeauna a fost și este și va fi. Tu trebuie să știi locul tău. Dacă e mai jos, tu stai mai jos. Dar te stărui să fii la nivel cu ăștia, care sunt mai barosani. Nimeni nu-ți interzice. Cu cultura, cu vorba dulce, cu niște fapte bune, cu inima deschisă.
Iată, asta da, poftim. Dar dacă tu ești un boschetar și mă chemi pe mine să particip în boschetăria ta, mă ierți. Normal. Eu nu-mi permit chestiile astea să cadă atât de jos, la așa un nivel. Nu se poate. Nu se poate. Băi, hai că las că ești păduchios. Te-ai dus la baie, te-ai spălat. Ți-ai călcat camașa, ți-ai... Acum cât? 2-3 capiși, te-ai dus, te-o spălat, ți-ai făcut aristocrat. Da, da, mă scuz. Asta, asta și asta nu trebuie să o pierzi. Fii la nivel. Ia ridică-te din picioare, din genunchi, ridică-te și... Fii om. Fii om. Abia atât de atât aș se zice. Să fii domn o întâmplare, dar să fii om. E lucru mare, da. La noi se zice România, multe lume, puțin oameni. Da. De atâta, eu vă spun, că e frumos, peste tot. Viața e una, ți-o dat-o Dumnezeu odată, dar trebuie să o trăiești cu cinste, cu onoare, cu demnitate. Dar restul, mă scuzați, bogăția azi este, mâine nu-i. Așa e. Așa. Dar omenia trebuie să rămâie. Trebuie să fie tot timpul. Da, omenia și sănătatea. Asta e. Omenia și sănătate. Dacă ai sănătate, ai omenie. Dacă ai omenie, ai și sănătate. Ei, lucruri care... Legate unele de altele. Dacă când se despart lucrurile astea, atunci e prăpăd, chin, năcaz și amar. Nu numai pentru tine, dar pentru toți care te înconjoară sau locuiesc într-o casă cu tine. Copii, nevastă, neamurile. Asta e. Eu dacă-s baron, taman vă spun un caz. Întotdeauna eu am participat și eu sunt pacifist. Eu sunt membru societății civile pe lângă președintele țării. Adică al domnul Dodon, care e ex-președintele nostru. Și întotdeauna am fost pacifist. Cum credeți? De ce m-au invitat ca să fiu în această organizație? Membru societății civile pe lângă președintele țării. Afară de baron, afară de președintele fundației, afară de multe alte regalii. Dacă chiar și romii din Moscova m-au făcut membru, adică m-au făcut și m-au invitat și m-au făcut membru societății, adică organizației a romilor din Moscova. Asta despre ceva spune? Taman atunci când m-au decorat. Și când m-au decorat cu ordinul pentru dreptate și... Adică eu întotdeauna spun blândeță. Adică că eu sunt... Da, da, o persoană blândă. Da. Eu le-am spus, fraților, mersi că m-ați onorat cu așa decorații, dar să știți că decorația asta e a voastră, nu e a mea. Le-ați întors respectul. E a voastră, sunt meritele voastre. Mersi, dar să știți că tot ce fac, fac pentru voi. Pentru comunitate, da, da. Corect, așa e, o gândire sănătoasă, corectă. Păi, mă, da. Ce... Da. Mă ierți, frate, ce-o bucat de aur n-am găsit. Și este metal. Ei, ce? Toate strecătoare pe lume. De-aș fi eu sănătos. De atâta când eu sunt, ca cei că eu sunt baron, să știți că nu e un lucru foarte ușor. Ai o responsabilitate față de comunitate, nu? Dumnezeule, Dumnezeule. Boje, Maico. Da, Boje Materi. Știi cum se zice? Ai niște copii și uneori nu poți să-i reglezi. Ai copii, ai junghiuri. Da, da. Cum zice tiotea Sara, adică mătușa Sara, cum zice, că copiii mititei, astea-s nevoi mititei.
copii mari, mari, nevoi mari, nevoi mari, probleme mari. Probleme mari. Apiată uneori nu poți să dirijezi casa ta. Dar când te duci undeva la străini, uzi de toate, de familie, și te concentrezi pentru a regla situația drastică, scandaloasă în casa străinului. Tudor, ai venit? Poate că ei nici nu te-au chemat. Dar tu când auzi, tu trebuie să vii, să fii și la nevoie și la voie. Corect. Trebuie să fii cu poporul tău, cu țara ta, cu lumea ta. N-ai încotro. Dacă ești om, trebuie să fii și să respecti. Oricine ar fi, orice nu s-ar întâmpla, trebuie să fii mereu, pas în pas, cot la cot, cu țara, cu lumea, cu societatea. Mă scuzați. Asta e. Asta e devizul meu de viață. E foarte sănătos și foarte bun și așa ar trebui să aibă toată lumea devizul de viață. Uite, pe cuvânt de cinste, mă jur vouă și mă jur la icoana asta. Vă spun un caz. L-am adus pe tăticul de la hemodializă de la Chișinău. Și când l-am adus, casa aia, aici alături de mine, stă el cu mâinile bandajate, cu bint, cu după dializă, cu fistula. Și mie mi-a trebuit până la drochias, să merg acolo cu niște treburi. Ei, și m-am mai dus cu un prieten de-a meu, de-al nostru, adică Dumnezeu să-l ierte. Ei, și el spune, știi ce, Artur, tu stai în mașină, ca să nu batem la ochi. Dar eu mă sui până așa în sus. Ei. Și stând așa, știi, o ploaieșoară așa de toamnă, tot pe vremea aia. Toamna era. Și eu, îmi cer scuze, doamna, cum? Mihaela. Ce e acolo? Trebuie ceva? Schimbări ceva? Cred că vrea la toaletă. Da. Și mă uit așa, îl aștept. El s-o suit la a doilea etaj. Uite că m-am ajurat. Și mă gândesc ca să... Așa un gând ne-a venit. Zic, Dumnezeule, de ce să nu-mi dai o putere așa? Nu știu ce mi-a venit prin gând, ca să mă uit pe om și să-i cadă portofelul jos. Să n-am parte de copiii mei dacă vă mint. Și uite că aici a fost Dumnezeu cu mine. Treci un omulean Cu două sacoșe în mână. Și când colo, înainte mașinii mele, portofelul. Cade un portofel atât de mare. Tu nu poți să-ți închipui că Dumnezeu e mare. Și când eu ies, eu portofelul celălalt deschid, mă, dolari, bani rusești, bani lei moldovenești. Nu. Și eu mă uit în urmă cum el trece strada, înțelegi? Și îi dau impuls. Zic, tarmaza. Zic, rusește, frânează. Nu, frânează. Frânează. Da. Și văd că el trece dincolo, sui pe trotuarul celălalt, adică drum, aici e trotuar, aici e drum și aici e iar trotuar. Da. Da. Zic, om bun, ia mai stai, rusește, spun. Maldoicele, tarmazi. Dar el o simțit impulsul acela al meu. Înțelegi? Eu mă ocup cu ezoterică, am multe de toate, sunt
puțin, puțin, eu am spus că foarte puțin în domeniul respectiv. Dar toată viața m-am ocupat cu chestiuni de astea. Și el, deodată, el l-am stopat, l-am oprit și el, dar ce s-a întâmplat? Și deodată la buzunări. Se caut. Deci ați reușit să-i transmiteți. Să mă bată Dumnezeu dacă vă mint. Dar el mă întreabă, dar ce s-a întâmplat? Rusește, a ce-a случилось? Și văd că se caută. Și nu l-am mai făcut ca să-l apuce infarctul sau inima să-l... Da. Zic, luați-vă rog portofelul dumneavoastră. V-a căzut portofelul? Nu, luați-vă rog portofelul. Nu i-am spus că a căzut. Luați-vă rog portofelul dumneavoastră. O, îmi pare că acolo pe prilavă. Alo. Că am să mă niște mănoși. Pe urmă de zi, mamanță. Dă-vă. Ficuliță de la Voroniș. Luați, vă rog, portofelul dumneavoastră. Dă el. Zic și numărați banii. Să n-avem probleme. Numărați, vă rog, banii. Doamne Dumnezeule, dar eu numai astăzi am venit de la Moscova și mama mea în gură morții la spital. Și ăștia-s banii pentru mormântare. Măi, când am auzit... M-a răscolit. Dar el nu știe cum să mai zic, luați-vă ceva de ei și că... Zic că nu. Nu, categoric nu. Te rog eu tare aș vrea ca să numere bani, să nu zici că ceva. Da, cum? Măcar aș ceva, să vă o sticlă de coniac ceva. Zic, nimica nu trebuie. Să vă rugați pentru sănătatea lui tăticul meu, Mircea Cerari, baronul romilor de Republica Moldova. Adică nu din Republica Moldova, dar baron recunoscut al Uniunii Sovietice. Iată, pentru sănătatea lui. El când a auzit, știți? Bine. Doamne, păi ăștia-s banii ultimii care le-am adus de la Moscova, le-am câștigat și mama în gură morții. Și vin acasă, frate. Am fost trăsnit. Am fost frapat. Uite că Dumnezeu este. Încă o dată m-am convins că Dumnezeu a fost, este și va fi. Și vin acasă. Și îi povestesc lui mama, Dumnezeu să o ierte, și lui tăticul, Dumnezeu să o ierte. Și îi zic. Dar el m-a ascultat. Apiaca, vasălaș. El îmi spune, mă dezinerda, vasălaș. Nu vaslic. Vasălaș. Apiaca, vasălaș, dragul tatii. Să știi că tot ce ai cerut de la Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat. Și el prin astra te-a dus prin ispită să vadă ce inimă tu ai. A fost o încercare. Da. Să vadă ce inimă tu ai, ce suflet tu ai. Și bravo. Bravo. Eu mă mândresc cu tine. El așa a spus. Și pe cuvântul meu de cinste. De uit vorbile lui niciodată, nicicând. Eu am fost mâna dreaptă lui toată viața mea, de mic copil. Poate că uneori, ca copil mititel, vroiam și eu cu băieță să mă duc, să... Bateți mingea. Da. Dar el se uita așa la mine și eu înțelegem ce înseamnă asta. Mama mătii lângă mine. Unde te duci cu bogoroșii și el? Da, aici și în cu golani. Aici. Și eu mereu eram... Când înaintea morții, Dumnezeu să-l ierte, nu putea vorbi. Și eu să-l fac mai... Să mai... Să o leac, mai să... Da. Atâtea neveste frumoase ai avut, tăticule. Atâtea femei frumoase. Ce ai ales-o pe mama mea?
Știi ce a spus? Nu. Nu putea să vorbească. Pentru mine? Și pentru mine nu te-ai dispărțit? Cum dansa el? O... La Casa de Cultură, la secția de dansuri, 18 ani participat. 18. Mai frumos cum dansa el, dansuri clasice, chestii, etc. Nu de este. Da. Valsuri, chestii, etc. Nu dansa niciun țigan, niciun rom. Nu dansa. Femeile cam le curgeau boalele ca să danseze cu Mircea. El foarte bine, frumos conducea. Elegant. Elegant, chestii, da. Absolut, duceau țigănșile acasă și le-au și deu bărbață. Și ai dansat cu dânsul. De ce ai dansat? Dar uneori, mama uleacă, era o femeie blândă, frumoasă, și când vede că tata tare mult dansează cu dânsa, se duce... Ia-mi dânsă, dansă, și eu cu dânsă. Iată, așa avea un caracter. Da. Și spun că mămica a fost acea nevastă care și acum, și în momentul de față, și în zilele astea, tot zic. Știi, uneori bărbat să cer, cerbi ceva, mâncare, ceva gustos. E, și dacă eu cer și eu pus ceva și nu-i gustos, și tu ca neneaca ești. Pe mine, da. Pe mama mea o chema neneaca. Așa anișoara în documente, dar așa neneaca o chema. Neneaca. Romanez, neneaca o chema. Apeaca tăți, zic, și tu ca neneaca ești. 30 de mâncăruri în 10 minute. În 10 minute te pregătea. Vrednică, da. Era rapidă. Oaspeți vineau, delegații la tata, prieteni, oameni mari, și cu pahoane și fără de pahoane. Tata numai anișor. Pus, curat, șert, nu știu de mult, 10-15 minute, repede, cic. Pac. Gata. Gata. Aranjat tot pe masă, frumos. Se și nevastă la foarte tot așa, dar eu o țin. Da. Și am mers învățat de la mama mea. Da. De atâta și eu o țin. Nu mai are baterie. Da. Păi oricum mergem un pic. Ne arătați și pe un pic pe afară, da? Și mergem... Da. Nu-i problemă. Facem un tur și pe afară. V-ați gândit să scrieți o carte despre toate lucrurile astea? Ei, mai am puțin vreme. Mai am. O leacă să-mi mai revin. Da. Vezi că, știi, hai cu o mână, hai cu picior. Da. Când, îmi cer scuze, cum